Avem o superbă casă recent restaurată, bine, acum vreo 5 ani de zile, transformată în hotel boutique. Este un eclectic, dar cu influențe Fachwerk, așa se numesc, adică tipul ăla de influențe nemțești, germane, adică toate chestiile de sus, de obicei pe la Sinaia mai vedem astfel de lucruri și în Transilvania, dar mai rar pentru Craiova. Încă se văd dependințele și inclusiv zona unde își puneau mașinile, pentru că ei aveau și mașini. Este casa familiei Pretorian. Ei erau avocați și, bineînțeles, aveau și câteva proprietăți în zonă, chiar și conace. Acolo avem și un mic elefant, așa, ca să vă aducă aminte, într-un fel, ca să vă aducă aminte de București, de muzeul, cum zice, Antipa, da? Ca să nu vă fie, să fiți mai așa, mai ca de acasă. Noi o să intrăm în casă și o să vedeți ceva foarte frumos și inclusiv ceva unicat pentru România. Deci asta e una din casele micuțe, da? Ideea e că voi în București aveți case foarte, foarte mari, dar nu atât de, cum să zic eu, bogate în interior, cu foarte multe elemente. Ușa, bineînțeles, originală, păstrată de către proprietari. Și intrăm prima oară în vestibul, unde o să vedem. Eu vă povestesc acum pentru că această locație este un hotel și în camere de obicei dorm oameni și vorbesc mai încet și de-aia prima oară vă spun aici ce o să vedeți acolo. Deci o să vedeți vestibulul cu luminator original și toate picturile făcute de Francis Tribalski. Care Francis Tribalski era unul din zugravii Oltenii, adică peste tot în marele palate, cam el începea și el picta. Și o să intrăm jos, avem inițiale August Pretorian, inclusiv fica lui a fost, bine, inspirată de Francis Tribalski, a devenit pictoriță. Și uitați. Da. Da. Și aici de fiecare dată când vin, descoper un alt element, o altă chestie. Exact aici pe ziduri, toate aceste rame de fapt erau oglinzi, cum avem și aceea acolo. Dar de-a lungul timpului am întâlnit oameni care au stat aici în perioada comunistă, 5-6 familii sau chiar mai multe, fiecare avea câte o cameră, așa, și ei jucau fotbal aici, în vestibul. Da. Și probabil s-au spart oglinzile sau fie și la cutremur s-au spart. Dar luminatorul, care este exact ca la biserici, cum îi zice, că îmi scap acum, am un lapsus, stained glass, na, cum e în engleză știu, dar vitralii, așa. Deci este vitralii, doar un singur colțișor acolo, o mică părticică a fost înlocuit, în rest totul este original. Totul este original și își păstrează aerul ăla de Belle Époque. Aici, practic, acest vestibul este locul unde se întâlnea familia când ieșea din cameră și se duceau după aia fie la discuții. Aici e locul primitor. Bănuiesc că e destul de primitor ce se vede aici. Foarte puțin craioveni știu că există locul ăsta. De multe ori, din păcate, la tururi e foarte greu să trezeau câte cinci ca să le arăt asta. Dar majoritatea, eu nu cred că este așa ceva în Craiova. Există și este destul de frumos. Și acum o să mergem în subsol, la demisol, și o să vedeți, pe lângă de demisol, o să vedem și o parte interesantă. Știți că noi avem o boală cu lei, da? Peste tot trebuie să apară cât un leu, da? Da. Deci aici suntem în demisol. Și se face practic legătura între demisol și beci, care beciul era acolo.
probabil la un moment dat erau și uși către beșdare. Aici erau de obicei unde stăteau slugile și făceau ce au oamenii care lucrau pentru un boier. Mie mi-e drag că am și eu câteva fotografii aici. Acolo este conacul Barbu Drugă, că v-am povestit, am trecut pe lângă el de la cetate. E destul de exclusivistă, e frumusețe acolo și acolo încă un conac. Dar fiecare casă de boieri avea câte o cameră turcească sau camera de distracții, cum ziceam noi. Și proprietarii actuali, când au început să renoveze această casă, au descoperit zidul sau tavanul pictat de atunci. Ce e interesant și așteptăm să vină și să vadă direct, că e o cameră turcească, sau să zicem otomană, chiar la propriu, și o să vezi și de ce. La un moment dat, știi că am vorbit de scrieri din Coran. Da. Da. Ei, ideea este că în această cameră, care acum este transformată în sală de fitness, sus, proprietarii au descoperit, pentru că era tavan fals, au descoperit această frumusețe, pe lângă faptul că este frumos pictat. Dacă vă uitați acolo, sunt niște scrisuri din Coran. Ideea este că am trimis în 7 țări arabe diferite să-mi traducă ce înseamnă aici. Foarte puțin înțelegeau ceva, dar nu ce scriere asta. Asta de fapt este, astea sunt cartușe cu scrieri otomane. Vechea otomană, turcii acum ei scriu ca noi datorită lui Atatürk, care el a modernizat toată țara. Dar până atunci se scria exact în stilul ăsta. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un turc care, culmea, era student la istorie și el știa scrierea otomană. Și astea sunt versete din Coran care fac referire la Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos, îl recunosc. Pa da. Deci Iisus Hristos apare mai mult decât în Coran, mai mult decât Mahomed. Nu. Nu. Chiar apare, nu mi-a spus ceva, de genul de vreo 36 de ori în Coran. Ideea este că în ultima vreme extremiștii au schimbat într-un fel Coranul și l-au prezentat într-un alt mod, mult mai extremism, către celelalte religii. Dar ăstea sunt chiar versete care apar în Coran cu referire la Iisus Hristos. Este unicat în țară, am trimis peste tot, nu se mai găsește nicăieri așa ceva. Există în Craiova, într-o casă micuță, dar superbă. Ne continuăm turul. Deci asta este camera turcească și noi ieșim afară. Continuăm către zona rezidențială. A orașului.